nu uitați, în această toamnă, mai precis în decembrie, unul un nebun brânșu vrea să facă din nou sala palatului ce l-o fi apucat. A lansat o piesă prizonier, chiar acum este prizonierul radioului România Actualitatea. Ah, incredibil, da. Îți tremură mâna? Te rog, dăm mâna, dacă îți tremură mâna. Dăm un picior, dacă îți tremură picior. dau un pupic, pentru că așa m-au rugat toate doamnele și domnișoarele care ascultă acum Radio România Actualită. Știi S -s... ce mi-a spus prietena mea cea mai bună? Ce Mirela de la Călăraș. Ce -a... Ce -a... Da, în fiecare an când vii la radio, îi <laughs> câte un autograf. Mi-a spus așa, te mm -hmm. rog să-l pup pe obraz, de două ori pe stângul, de două ori pe dreptul și să-i spui că toate femeile, fanele lui, îi trimit gânduri bune, urări de sănătate și un sincer te iubesc, Horia. La asemenea vorbe, nu pot decât să vă spun, dragile mele fete, că ne apropiem de anul 2020. Anul în care două pe obraz, unul, două pe stânga, două pe dreapta, nu e nu mai e la modă. Ori mă îmbrățișați și mi apăsat puternic buzele cu ale voastre, ori dacă nu, nu! <laughs> să fac asta, nu! Doar fetele pot să facă asta. <laughs> Deci doar Te fetele pot să facă asta. Eu da, eu mă gândeam că <laughs> <Te ro> <laughs> poate ar trebui <laughs> să-ți Dani. să reamintesc, Daniela, avem informații meteo și din trafic nu pe da, care de, Dani, sigur. nu a știu dacă are rost da, să le... Vă nu spun eu, mă... afara răsăriți soarele și a luminează atât de frumos încât eu vă propun ca în ziua de astăzi, căldură cât mai avem, să ne o petrecem la iarbă verde în oraș cu iubita la o cafea. Vis-a-vis -vis de trafic, traficul este așa. Cine a intrat în București de dimineață a avut de așteptat. Acum traficul s-a mai refiat chiar și un om normal. Poate să vină din călăraș, dacă așa. se ambiționează, așa, și să vină liniștit. Acum totul este în regulă. Pe la ora 3-4 stați în casă că toată lumea <laughs> o să se închise afară. Ce vă de genul? Asta, e traficul. Asta e traficul. Metro -a, fără... a fost? Meteo -a fost? Că gata. Deci, gata. gata. Bine, ai venit, bine <laughs> ai venit între prieteni, așa se cheamă emisiunea noastră. Uh, Horia, ești uh... Unul dintre cei mai efervescenți artiști avem deja, sunt sigur, multe mesaje și pe Facebook. Stai să spun ceva. El nu te cunoaște foarte bine. El a muncit toată noaptea să scrie întrebări, să se documenteze. Păi nu, dar am scris aici. Am scris și teoria lui Horia. Am scris și teoria lui Horia. Teoria lui Horia? Da. Ce? Care e teoria lui Horia? Păi, dacă suntem triști, Horia ne face să zâmbim, iar dacă zâmbim, ne face să râdem. Și până unde putem să ajungem în felul acesta? Să știi că eu, eu, dacă nu ofer toată gama de, de emoții, nu sunt eu. Adică zâmbești, zâmbești, ok. Asta uh -huh. mi se întâmplă normal pe stradă când trec uh, uh, pe lângă oamenii, mi zâmbesc. Încă nu înțeleg de ce îmi zâmbesc. Asta, e o, asta este o, o mare semn de întrebare. După ce urmează partea cu râsul. Mă apropii și vorbesc. ha, -ha îmbrățișarea. Dar la un moment dat, cred că nu m-am spectacole, da, cred că nu m-am spectacole, nu la sala palatului, am făcut oamenii să plângă pentru că și eu plângeam pe scenă. Atât atât. Și plângeam cu toții pentru o cauză cu un, un numitor comun, să spun așa, pentru cei prieteni noștri dispăruți. Și chestia asta ne-a făcut normal să fim Știi e, cât emoționali. am plâns la sala palatului pe piesele pe care le cântai atunci? Știi cât de mult mi-am căutat Batista și nu mi-o găseam? Știi cât de mult plângea și cel din stânga, și cel din dreapta, și cel din față, și cel din spatele meu, Horia? De asta mi s-a spus că a fost o inundație într-o seară. <laughs> Înțelegi? Bă, domnul Brenciu, nu mai face spectacol la sala Patuiciu, uh, mai ține, seara de el, a fost inundație în partea dreaptă. I-am zis, dar de ce s-a întâmplat? Nu știu, nu știu. Acum, uite cum se rezolvă. Ea era, tot. Ea era și mă bucur că ai venit astăzi în emisiunea noastră. Mai aflu și eu niște lucruri despre Daniela, despre colega mea de emisiune. Să nu spui tot, Horia, te rog. Da, uh, știi secretul nostru. Bă, mă... ideea este că, uh, indiferent de starea în care ești, o îmbrățișare, așa cum Daniela mi-a dat în dimineața, asta este foarte bună să încep săptămâna. Aș, a, deci nu îmbrățișez formal. Asta e o no, chestie put foarte put. importantă. Știi, știe toată lumea foarte bine că îmbrățișarea este un schimb Eminamente de energie uh, pozitivă. Dacă și spui un lucru și dacă și gândești pozitiv, cu siguranță omul ăla simte energia ta. Și uh, dacă mi permiți Daniela. Te rog, Horia Aș vrea și la sfârșit, dar și în mijlocul emisiunii să ne îmbrățișăm. Nu, ce, nu, nu, hai. Nu, ce nu, eu. Nu. Da. Da. A e jos A scaunul. E îmbrățișarea. Asta e îmbră... <laughs> Nu știu unde duce îmbrățișarea asta, dar nu Pentru a treia oară scaun am mai căzut pe jos, dacă mai scad o dată plec. Nu știu, eu am scris, am, am, scris deci, niște lucruri scris, și da, scris, de dar da, da, mi-a spus, mi să mi spus să nu mai, deci n-are rost, <laughs> ce să mai. Uh, deci am zis că nu se poate așa. Avem trebuie. un concert în decembrie care se cheamă O, oh, doamne. Sunt cine vreau să fiu. Sunt cine vreau să fiu, Cine ești? ești? Um, Zitu. Sunt uh, ceea ce vreau să fiu în orice direcție aș apuca O să vă fac o mică scurtă istorie Noi vorbim despre oamenii de 20 de ani domne, ce mai face generația tânără? Unde se duce generația tânără? Același probleme își, pun și își pune și generația de 40 de ani Unde se duce? Ce face? Noi vorbim despre copii Ce să facem cu copiii? Cum să educăm? Dar același lucru se întâmplă și la noi Și noi ne punem același probleme zilnice Doar că noi nu suntem chipurile băgați în seamă Uh, spectacolul ăsta este despre, despre cum trebuie să fii. Dacă viața vine la tine și, Daniela, vrei să te îmbrățișezi, da. Nu spune nu. Asta e tot secretul vieții. Secretul vieții este, la orice nebunie care ți se propune, să nu spui nu. Se, uh, și țin minte, numai ieri seara am văzut un interviu cu Will Smith, uh, care, într-un interviu cu Trevor Noah, a zis, băi, eu până la 50 de ani, pentru că 51 parcă a făcut, 51. Eu până la 50 de ani eram tot timpul pre presat de probleme. Să nu spun aia că să nu supăr copiii, uh -huh. să nu spun aia că sunt căsătoriși, să nu spun aia că nu supăr fanii. Băi, și pe măsură ce, ce am ajuns la 50 de ani, toate presiunile din toate părțile m-au constrâns să nu mai zic nimic, să, să spun câteva lucrușoare acolo și gata. Și eu m-a zis, da mă, o, o singură viață am. Vreau să spun ceea ce îmi vine pe suflet, nu ceea ce uh, îmi îm, îm pune piedică prejudecățile oamenilor, pun piedică prejudecățile oamenilor, gândurile să ne facă sau cărcota și mai știu eu. Tot ce spui acum se potrivește perfect cu tema pe care astăzi am lansat o de dimineață perfect. despre riscuri. Despre... toate întâlnirile, voi sta aici toate ziua spune, așa. Spune vorbeam tot. despre riscuri, despre riscuri. asumarea ce risc riscurilor. Ce ai riscat cel mai mult Horia pe această lume? Uh, cel mai mult am riscat să vin aici în București. Deci efectiv, dacă De când ești aici? De 26 de ani, din 1993, de când mi-a spus uh, cineva, de fapt a fost un lans de întâmplări formidabile uh, și acum când le retrăiesc, îmi dau seama ce noroc am avut. Noroc dublat de dau meu, yes man meu, yes menul în sens pozitiv. Horia vrei să vii da. într-un grup? Da. Horia vrei să mergem la galele studențești din 93 de la Costinești? Da. Horia vrei să vii la Radio român... Radio Vacanța? Da. Marina Almășan și Adelina Șuvagău erau acolo. Ce pierdeai dacă nu veneai? D d dacă nu veneam, <gântu -i> vă pierdeam pe voi. Pierdeam îmbrățișarea cu Daniela. Tu ești nebun la oh. cap? Fac... <gântu -i> Bă, tu <gântu> ești Nu, nu, că mă fac să roșesc. Și știi că eu sunt timidă, dar... <gântu -i> Te rog, nu știu... Stai, stai un pic că de, deci de, 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 de. este, nu, nu ți-ai acordat bine, ăla e un pulover. Dă-ți da, dă jos puloverul. dă jos puloverul. Așa. Numai... Ia, d -d -dă -ți dă -ți nu mai... Ia, dă-ți ta Ca și rămâi dau, în tricou. Dau da cămașa, dau cămașa. De... Știi cum o melodie cu dau cămașa de pe mine? <laughs> dă sacou mango. <laughs> <laughs> o Cât a costat sacoul ăla? Uh, vreau să spun că <laughs> e, e, cred că pentru prima dată vorbim despre el și îmi face mare plăcere. De ce? Pentru că acel sacou L-am luat pentru câteva emisii am înregistrat patru zile la Vocea României. După aceea, cel care a dat Sacou, creatorul respectiv de mână, a zis: domnule iau înapoi. Și au zis: Da, luați-l înapoi. Cum l-a luat înapoi, s-a și vândut. <laughs> mă mir că l-a putut lua înapoi. Da, dar, probabil da. că vreau să-l iau și după aceea mi-a dat. Îmi pare rău, s-a vândut. Luați-l de pe om? Și dați-mi mie. <laughs> pentru concertul din 18 de decembrie. Stai puțin. ce? Eu vreau să, să ascultăm și o piesă cu el, Asta pentru că e o piesă foarte faină și care pe mine m-a inspirat atunci când a ieșit. Îi spuneam lui Horia, înainte de a intra aici în studio, că aș vrea să începem cu piesa asta, pentru că are un mesaj foarte bun, foarte frumos. Mai spre finalul piesei zici ceva acolo, nu știu exact ce spui, dar. Sunt lucruri pe care le-am gândit într-o după le-am scris imediat și mi-a fost frică să pun asta, pentru că de obicei. Da, nicio piesă din industria muzicală românească nu are așa ceva pe ea. Restul toate se cântă. Sau se fac crep sau ceva de genul hip-hop și așa mai departe. Sau SOS și așa mai departe. Da. dar de genul ăsta, mesaj de genul ăsta am zis nu deranjez, mi-am spus mie, Și am zis, nu, îmi place atât de mult să transmit mesajul ăsta încât eu trebuie să-l spun indiferent ce, ce reacție. Bineînțeles că sunt oameni la radio care pun numai prima parte fără textul acesta motivațional. E vorba de Dar până la urmă noi punem toată piesa, Horia. Vrei să, vrei Totul să dăm sau toată. nimic, Daniela. Deși, da, piesa da, asta sună da. foarte bine. Și cum a apărut? A apărut, a apărut dintr-o dorință de a mea de a scrie ce... De fapt, la un moment dat, după scrierea multor piese de dragoste, am zis hai să mă duc spre fericire, spre viață, spre lucruri care... De fapt, le trăiam, dar mi-era frică să le pun. Știi că viața mea de compozitor și de textier a început puțin după albumul meu, primul meu album. Adică eu n-am avut curajul. Asta e o chestie... Când mă vezi tu de exuberant câteodată, vreau să spun că nu am avut curaj. Mi-era rușină să pun vreun text pe foaie. Aoleu, mă fac de rușine. Asta e ideea. Nu contează că te faci de rușine. Dar până la urmă, când ți-ai dat seama că trebuie să pui textul pe hârtie? A avut, și... Pas cu pas au fost chestiile astea. Și mult? muzica. Și... Bă, muzica m-am băgat mai devreme pentru că mi era mult mai la îndemână. Dar cu text, eu am început să mi fac poezii, dar toată nu făcea mișto de mine. E bine, scuze, stai mă liniștit. Mă. Și după aceea ziceam, gata, nu mai scuze nicio poezie. Și încet, încet am zis, nu, nu trebuie să îi ascult pe ceilalți. Trebuie să fiu cine vreau să fiu într-o lume pe care habar n-am și nu știu. Pentru că câte surprize neplăcute și plăcută ne oferă lumea asta, numai noi știm. Dar de unii ai mai ascultat. De Familie, unii am mai ascultat, prieteni. da, dar uh, um, <coughs> chiar și soția mea câteodată zicea, am o iubitule, lasă, -te, lasă text, -te, lasă -te poezile. Că făceam câteva poezii cu rimă, iubita mea și ca o stea și fără tine nu există viața mea. Am o iubire, cu prostiile astea. Bine că nu scriam nebunii de genul ăsta, numai că da. nu ai avut curajul. Și asta este o problemă a noastră a tuturor, nu avem curaj. Horia, dar de cine ții cel mai mult cont? De cine mi-e teamă, mi mi teamă, mi teamă să-mi pierd inspirația și să nu mai fac melodii, să nu mai scriu texte, să nu mai fac spectacole, pentru că uh, e, o, e o luptă pe care artistul din 2019 o are cu, cu lumea înconjurătoare. Și dacă întrebați pe toți colegii mei, din să la românească, pentru că nu-mi permit cu cei de afară, vă spun un singur lucru. Uh, în România, uh, dacă înainte de 2000 nu prea veneau la noi vedete internaționale, bine acum, în momentul de față în 2019, sunt o multitudine de spectacole internaționale, de uh -huh. festivaluri, de nebunii care uh, invoc același lucru buzunarul românului. Românul acum este cel care e bombardat din toate părțile. Are de unde alege. Exact. Dar problema este alta. Unde să mă duc? Dacă mă duc acolo, nu mai rămân bani ban pentru partea înaltă, și așa mai departe. De fiecare dată, -o trebuie să fii atât de hotărât încât să-l determin să vină la spectacolul tău. Dar și tu ești implicat în foarte multe spectacole în toamna asta. Bine, vei cânta și cu Lara Fabian. E adevărat, e adevărat. Ți-a zis a... că a venit pregătit. A... Toată noaptea asta a făcut. Păi, te văd pe toate afișele și se întâmplă foarte multe lucruri. Tu faci totul să pară atât de ușor că vorbeai de 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 cât de greu este artistului să realizeze lucruri și să atragă publicul, dar uh, musicalurile, cu musicalurile a Mama fost... Mia, Mamma My Fair Lady. Exact, a fost sunt două musicaluri la care la care tot destinul m-a adus și tot dorința mea de a mă implica în ceva nou m-a determinat să fac pasul ăsta. Um, Răzvan Iandincă este un regizor care este unul dintre cei mai revoluționari uh, pe plan ideatic și pe plan al spectacolului. Este un tip care vrea să revoluționeze piața asta și ne-am găsit amândoi să ne întâlnim într-o zi. S-a întâmplat asta anul trecut când am fost preselecția casting pentru Mama Mia. Se, erau cei trei tați ai, uh, ai protagonistei, ai tinerei uh, domnișoare mama ei Loredana și slash Mirela Vaida, pentru că da. fiecare avem o dublură. Și dincolo de chestia asta, zice Ziceam, hai să mă duc acolo. Pentru că emoția. Atenție, eu am făcut, făcut ATF-ul, dar am făcut un an de scenaristică și trei ani de multimedia. Eu nu sunt un actor, eu sunt un actor amator. Sigur, am jucat în niște filme, într-un într film serial la ProTV, în urmă cu vreo 13 ani. Dar n-am avut-o. Aici trebuie să ai determinarea, hotărârea, pe care zici, ca să treci peste emoțiile, atenție. castingul se dă în prezența unor englezi de, de la musicalurile din Londra, Vreau nu? Se vine... raportează la producțiile internaționale? Și totul. Atunci, toate, emoții, da. toate sunt uh, făcute în felul ăsta. Și de fiecare dată mă gândesc, uh, uh, oare englezul nu știe cine e Branch Horia. Înțelegi ce să spun? Eu trebuie să fac frumos în fața lui, trebuie să mă văd, vadă, să aibă încredere în mine, să zică, mm -hmm. da. el este cel de pe rol. Pentru chestia asta m-am -am bucurat foarte mult că l-am cunoscut. Prima dată, Răzvan Țimite și acum și mi-a declarat ulterior, eu n-am avut încredere în tine de la început. Credeam, credeam că ești la de la televizor, mai zurbagiu. După aceea, când mi-a încredințat, la începutul acestui an, <laughs> un pas extraordinar, protagonistul din My Fair Lady, am zis, Professor Higgins. Professor Higgins, is to. este o luptă formidabilă cu dicția ta, cu actorul din tine, cu muzicianul din tine. Am vreo șase arii pe care trebuie să le duc și dincolo. De asta trebuie să relaționez cu... trebuie să fiu misogin în prima parte. Cam greu, nu? Și în a doua parte trebuie să mă îndrăgostesc de Eliza mm. Îți dai seama că e o, o trecere formidabilă care necesită... a necesitat mult de scos din mine. Cu ajutorul echipei senzaționale, cu ajutorul regizorului, cu ajutorul tuturor, am reușit să fac chestia asta. Coria, imaginează-ți un microbuz plin de oameni. Amen. Așa. Nu știu unde merge microbuzul ăsta, cert este că De în acest microbuz se, se află Daniela Melania Copcea. Daniela. Da, și spun așa, sunt în microbuz, îl, <laughs> <laughs> îl ascult pe Horia. Daniela în microbuz. Și... Daniela închide ochii. Închide ochii Horia. <laughs> nu, nu eu nu trebuia să închid ochii. <laughs> Uite, de fapt, nu, uite, gândești... nu, mai puțin șoferul. Deci, toată lumea din microbus închide ochii. Mai, mai puțin, puțin domnul șoferul. șofer. Da? <laughs> Dragile mele, gândiți-vă că ăsta este cel mai frumos drum pentru că trebuie să începe ziua, această zi de luni, cu zâmbetul pe buze. Și dacă începeți cu zâmbetul pe buze, vă promit că la sfârșitul acestei intervenții o voi termina un jurul 6 după amiază, 7 după amiază, că ține tot programul. Atunci, e bine, vom asculta noua piesă pe care am lansat-o. Ardor de colega mea, exact suriora mea Feli. Feli prizonier noua piesă, dar mai, mai lăsăm mai lăsăm, nu, mai lăsăm oamenii să aștepte nu. puțin, Nu, nu lăsăm la final, la Perfect. final discuție La final, Atunci. ca să putem, nu, ca să, putem, ca să putem scăpa de Atunci, Horia, el. Deci, Horia, ține-te da. bine pe scaun, vin să te pup <laughs> de două ori. Ah, <laughs> din adică, e a, obligații a, multe, a, probleme a, numeroase, familie numeroasă. Te-am pupat <coughs> acum din partea unei prietene, Monica, <coughs> să lași rujul pe obrazul tău. Toate sărutările să vină la mine. Așa. vă rog, cei, cei, de pe Facebook, cei de pe, din microbuze, din taxiuri, vă rog frumos să spuneți Daniela să mă salute că ea chiar și să-i spuneți exact locul. Daniela poate să facă exact ceea ce spuneți voi. Au mi-a scris Pavlic. Mi Pavlic <laughs> este mai, uh, <coughs> mai pervers, <puțin. laughs> Ce, ce, ce nu, ce, nu? Stai, vrei să citesc cum te S -s, mă puneți? Nu, citește. Nu, no, Eu, no, noi suntem no. transparenți față de ascultătorii noștri, <laughs> te rog. Uite ce spune. Da. Uh. Academia de Arte Horia Brânciu. Ce ne poți spune despre ea? Oh, Doamne. Oh, Doamne. Academia asta de Arte este. Uh, uh, în fiecare zi te trezești. Și, și, te gândești ce faci pentru ziua de asta, de asta. Academia asta este. Academia de Artă Horia Brânciu vrea prima dată să fie o academie strictă, muzicală. Soția mea a venit așa, dar de ce nu să faci ceva pentru copii sau pentru părinți? În momentul de față, Academia este o combinație de arte, în sensul în care uh, copiii și părinții sunt își găsesc ambii ce să facă acolo. Părinții sunt la yoga sau părinții sunt la public speaking. În momentul de față, la public speaking și la actorii adulți, Dumnezeule Mare este bătaie. În același timp, vreau să vă spun că um, două lucruri pe care, care mi-au venit de dimineață pe, pe, pe Instagram, două întrebări, una la mână. Deși vorbesc cu precădere că, pre, că sunt uh, copiii bineveniți la această școală, vreau să vă atrag atenția că numai la Tobe, de exemplu, am, am doi, doi, studenți. Unul este are 5 ani de zile și este fiul meu Toma și unul are 45 de ani de zile și a venit tot la Tobe. Nu există limită de vârstă. Nu, nu, vă rog frumos, nu îmi spuneți că sunteți din afara Bucureștiului și nu puteți veni. De ce? Pentru că tocmai la evaluările vocale pe care le-am avut săptămâna trecută au venit din Buzău, din Alexandria și din Suceava. Deci, vă atrag atenția, am făcut niște valori, aptitudini vocale foarte oneste. De fiecare dată, copilul, din vari motive, este. Ai voce, ești foarte talentat. Li se dă o mie de felicitări. Și, de fapt, dacă are vreo carență, nu o îndreaptă. De ce? Pentru că uh las -huh. că e talentat cu copilul. Am văzut multe lucruri pe, 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 pe internet. Copilul lăsați să cânte cu greșeli. Ah, ce frumos cântă. În orice domeniu se întâmplă așa. Uh, uh, și în sport, de exemplu, antrenor, că știi că îți place și tenisul. Da, antrenori care nu corectează lovitura. Deloc. -am văzut. Dar, de ce? Pentru că nu vrem să deranjăm copilul. Pentru că nu vrem să deranjăm părintele. În momentul de față este o, e, e un, e un, e un joc foarte periculos De ce? Pentru că la un moment dat Într-un într test al vieții tale La 15, la 20 de ani La Vocea României sau în orice alt concurs Pe care îl faci tu la festivaluri Atunci cineva o să spună N-ai cântat bine deloc Și atunci copilul se debusulează complet Pentru că toată lumea până atunci A spus că e talentat Și dezamăgirea este cu atât mai mare consecințele sunt grave Uh, ultima oară ți-am spus, m-ai făcut să plâng atunci când am venit la tine la concert, dar pe tine, tu când ai plâns ultima oară? În momentul în care vine filmul ăsta mic, Toma, Toma. și îmi zice, tati, eu să știi că eu să am grijă de tine. Atunci mă, nu, nu vreau să-i arăt că wow. plâng, uh, să știi că eu te iubesc și am grijă de tine. Uh, el este cel mai... Uh, el este cel mai dinamic din toată familia. Este băiatul tatii care vrea să joace fotbal, vrea să joace basket, vrea să joace tenis, vrea să înnoate. În modul în care pe amândoi cei mici, Mina, Toma, ce vreți să o faceți? Ei, când veți fi mari, ei înșiră vreo 20 de, <laughs> de munci, 20 de, de preocupări senzaționale. Copiii mari, de exemplu, acum fata mea mijlocie, Maria, de 20 de ani, este în. Este în Olanda, la o facultate, și am susținut-o în sensul ăsta, și am spus că dacă îți place ceva în România, poți să stai în România, nu trebuie să te duci. Și acum vreau să vreau să fac un apel către toți părinții care au fete mari, la, în jurul vârstei de 20 de ani de zile. Dacă vă supără prin casă, dacă nu ascultă ce le spuneți, dacă vin seara acasă, sau chiar dacă vin cu cineva acasă, cu un, prietenă, cu un, cu un prieten, sau chiar dacă, de exemplu, Fac năbădăi aferente vârstei. Nu le certați. Pentru că dacă le certați, și după aceea pleacă de acasă la o facultate. Oh o să le duceți dorul foarte tare. O să Înțelegeți? le lipsească și certul. Acum tot... nu contează, da. nu contează. vino acasă, mamă, vino acasă, stai aici acum. Nu-ți face nimic. uite te la ce poți vrei. Dar și tot timpul ziceam băi, lasă postul ăsta, hai schimbă-l. te vreau să vreau chipurile, să o influențez. De fapt, copilul își ia de la viață ceea ce îi place și ceea ce gândește că îi, îi poate folosi. Și pe el l-ai văzut, Horia? Pe cine? Pe el, nu? Pe... Prietenul, iubitul ah, Da, <coughs> Da, da. Um... Mm. Știi că Ducadam mi-a povestit odată o întâmplare frumoasă. Băi, horia, fii atent aici. Eram amândoi la o cafea, undeva în, în Timișoara, și hai să spun eu despre. eram cu mai mulți ani în urmă și îmi zice, băi, fii atent aici. Am, la un moment dat am auzit că fica mea are un prieten și îi zice și iubit. Și l-am invitat acasă. Dar pe masă era pusă pușca mea de <laughs> Și au discutat așa cu pușca de vânătoare E, și ce faci? Ce intenție ai cu figa mea? Și de fiecare dată mă gândesc la Bine, n-am pușcă de vânătoare Cu toate că ai mei din partea lui tata erau vânători Dar de fiecare dată mă gândesc Bă, da, dacă aș face chestia asta Să iau, să iau niște paticari cu mine. E, ce mai face? Știi, am văzut, știi, îmi trec prin, prin fața ochilor Toflor de întâmplări în care Bate cineva la ușă Sunt noul iubit al fiicei dumneavoastră <laughs> Deci asta este în familia Brenciu, sunt foarte multe de spus și m-ar bucura să... Și vine... Familie, familia mai mare la Academie, acolo uh, lumea trebuie să vină, cum, cum trebuie să vină? Că ne vorbeai despre Dacă, dacă doriți să... Veni, Hai să ne bucurăm de muzică. de. A, hai să ne bucurăm de muzică, De. Uh, o să fac și un, uh, alături de un prieten Vlad Popescu, o să fac un... Uh, Uh, un, o un, un loc de producție muzicală. Adică tot ceea ce vezi tu făcut acum în muzica modernă, uh, te iau pe tine, te pun la o masă de studiu și te învăți cum să uh, înregistrezi și să montezi și să editezi o melodie. Pe de altă parte, m-am gândit că arta asta înseamnă și chitară, chitară bas, trompetă, înseamnă baterie, înseamnă pian, înseamnă înseamnă canto. O, oh, Doamne! Și aici uh, eu personal o să am un curs la care am nevoie de minim 5 studenți, și anume stage coaching. Adică toată lumea te învață cum să ții microfonul, cum să cânți, cum să cânți la pian. Dar în modul în care urci pe scenă, atunci e altă, altă, viață. altă viață. Acolo trebuie să știi că nu numai vocea contează. Contează tot ceea ce faci, cum te miști, ce mimicai, ai, cum îți picioarele, mâinile, corpul, etc. Cei care vor să se intereseze de. Academie, pot intra pe Academia de Arte, și acolo veți afla toate nebunile. Mai avem un minut, și mă uit în spatele tău. Știi câte fane, doamne și domnișoare, au venit cu telefoanele mobile să se fotografieze, dar. O știi pe Cristina? Cristina Tătaru. Crist. Nu, da, acum o știu. Iată ce spune Cristina. Cristina, da, O, O, un om deosebit, trecem peste aceste detalii. Mi-am numit băiețelul după numele lui, în speranța că și băiatul meu va fi toată viața la fel de vesel cum e Horia Brenciu. Și Miruna ne spune un exemplu al fericirii, al optimismului și al speranței. Horia, Am și o vecine pe care da. l-am rugat să scrie și le mulțumesc foarte mult în sensul ăsta. <gătări> să cam termină da, discuția cam termină. noastră pentru că trebuie să mai ascultăm și piesa asta. Adică nu că trebuie, vrem să o ascultăm. Ce ai avut de învățat de la Feli, ce a învățat ea de la tine cu ocazia acestei colaborări pentru piesa Prizonier? Contrar principiilor mele, Feli va fi prima invitată la sala Palatului pe 18 decembrie.